Salut Europa, și bine v-am găsit! Înainte de a trece la tema noastră de astăzi, vreau să mulțumesc în mod special acelor abonați care au apreciat canalul de informații Salut Europa TV, făcând astfel mici donații pentru susținerea și promovarea în continuare a canalului. De asemenea, pentru aceia dintre dumneavoastră care încă nu cunosc. Această procedură vă reamintesc că puteți aprecia canalul făcând mici donații prin intermediul oricărui videoclip al canalului după cum urmează. În partea de jos a fiecărui videoclip al canalului Salut Europa TV aveți o secțiune care se numește Mulțumire. Apăsând butonul Mulțumire se va deschide o bară de selectare a sumei pe care dumneavoastră dori, doriți să o donați începând de la 2 euro până la 500 de euro. Trecând cu degetul peste bara de selecție a sumei de la stânga spre dreapta, selectați suma dorită în funcție de cât de mulțumit sunteți dumneavoastră de informație pe, pe care eu vi le aduc săptămânal, ori în funcție de ajutorul pe care cândva vi l-am acordat. Și apăsați butonul albastru Cumpără și Trimite. Mai departe, va trebui să apăsați butonul Accept și să alegeți o modalitate de plată din cele șase existente. Vă mulțumesc! Așadar, în subiectul de astăzi vă vorbesc foarte detaliat despre repatrierea sau transferul unei persoane decedate din Germania în România. De asemenea, vă vorbesc despre multele acte necesare repatrierii persoanei decedate, despre taxele, costurile și serviciile de transport ale unei persoane decedate. De asemenea, vă vorbesc despre cât durează transferul unui sicriu cu trupul neînsuflețit și despre absolut tot procedeul de la început până la sfârșit. Da, este un subiect sensibil, dar sunt convins că mulți dintre dumneavoastră, abonații ai canalului Salut Europa TV, nu aveți informații despre cum funcționează acest procedeu. Pentru că de obicei familia și rudele unei persoane decedate în străinătate doresc să fie aproape de locul de înmormântare al unei persoane dragi pierdute, mulți dintre cei decedați sunt transferați în țara lor de origine, în cazul nostru România. Pentru a preîntâmpina și alte neplăceri pe lângă tragedia pe care o trăiți, anumite lucruri trebuie luate în considerare pentru transferul corect al persoanei decedate, și anume, foarte important, fac referire aici la documentele speciale necesare. Pentru a transporta o persoană decedată din Germania în România, este necesară o carte mortuară multilingvă, care este eliberată la cerere de către oficiul de registratură competent. Costul acestei este între 20 și 120 de euro în funcție de landul în care locuiți dumneavoastră. Un transfer este de asemenea utilizat atunci când corpul neînsuflețit este dus din sau către o țară străină, respectiv în cazul nostru din Germania către România, iar acest lucru este interzis de a fi efectuat de către persoane private. Conform legii, doar operatorii de pompe funebre și companiile de transfer pot efectua transportul unei persoane decedate în vehicule și sicrie speciale, iar transportul defunctului se poate efectua pe calea aerului, maritimă sau terestră. Totodată, transferul unei urne cu cenușă rezultată în urma incinerării unei persoane decedate în Germania se poate efectua prin firme de curierat sau ca și bagaj al unui pasager, prin intermediul unei companii aeriene, și nu necesită să fie însoțită de un certificat de deces. De obicei, este necesar să se marcheze corespunzător urna funerară. Iar operatorul de pompe funebre va ști toate detaliile referitoare la această procedură. Numărul de repatrieri, și aici mă refer strict la transferul persoanelor decedate, este în continuă creștere, și acest lucru se întâmplă din diferite motive, pe care am să vi le detaliez în continuare. De exemplu, de în ce, în ce mai multe persoane cu un trecut de migrație, specifică faptul că ar dori să fie înmormântate în țara lor de origine, ca parte a unui aranjament funerar și datorită faptului ca o parte de o slujbă religioasă în limba natală și conform religiei lor. Din nefericire se poate întâmpla lucruri neprevăzute, adică o persoană să decedeze în timpul unei călătorii de vacanță, iar pentru un mormântare este bineînțeles nevoie să fie transferați în țara de origine. În marea majoritate a cazurilor, când este vorba de distanțe lungi, acestea trebuie să acoperite pe cale aeriană pentru respectivele transferuri pentru care există o procedură riguroasă pentru organizarea transportului. Corpul neînsuflețit este pus într-un sicriu de zinc, care la rândul său este așezat într-un sicriu din lemn, iar în cele din urmă ambele sunt transferate într-un container de transport neutru. Există mai multe motive pentru acest procedeu. Pe de o parte, sicriul de zinc asigură că aerul nu creează presiune negativă sau pozitivă în el. Pe de altă parte, containerul de transport neutru permite transferul între compartimentele de bagaje ale aeronavelor de pasageri. În plus, cutia de transport neutră asigură discreția transferului. În acest fel, la încărcare, cât și la descărcare, alte persoane nu pot vedea că marfa este de fapt un sicriu. Și acum să vedem cât costă transportul unei persoane decedate în străinătate, în cazul transferului cu avionul. Deoarece zborul este deseori rezervat în scurt timp și sicriul de zinc este foarte greu, așadar trebuie să vă planificați costuri de aproximativ 4.000 de euro. Iar fără o asigurare, costurile transferului le veți suporta din păcate întotdeauna singur. O moarte este întotdeauna dureroasă și epuizantă din punct de vedere emoțional, psihic, cu atât mai mult cu cât o rudă moare în străinătate. Aceasta înseamnă un efort organizatoric și financiar suplimentar pentru familia îndurerată și iată la ce mă refer. Fără îndoială, consultantul german este un punct din, important din contractul pentru dumneavoastră în cazul unui deces în străinătate. Acordul de la Berlin și acordul de la Strasburg stabilesc standarde uniforme pentru transportul corpurilor lipsite de viață între țări. Dacă decesul are loc în străinătate, de exemplu, o rudă decedează în vacanță, ar trebui să faceți următoarele: mai întâi să chemați un medic care va determina ulterior decesul, iar dacă este necesar să informați un translator local, pentru că acesta vă poate ajuta să depășiți barierele lingvistice. Anunțați autoritățile țării despre deces, și de asemenea să anunțați compania de asigurări de sănătate sau de viață. Ale persoanei decedate și aflați dacă există asigură de sănătate în străinătate și dacă vor fi acoperite eventualele costuri. Este necesar și închirierea unei firme de pompe funebre în Germania. Anteprenorul de pompe funebre din Germania se va ocupa de îngrijirea igienică a corpului nesufletit. Aceasta include de la spălarea, îmbrăcarea și pieptănarea de functului până la pregătirea corpului nesufletit pentru transportul către România. Îmbăsămarea cadavrului este de asemenea necesară pentru acest transfer. În continuare, mă refer la punctele de contact importante în caz de deces în străinătate ale unui membru din familia dumneavoastră. Veți primi sprijin de la Consulatul României în Germania pentru solicitarea unui certificat de deces, precum și la întocmirea traducerilor unor formulare importante. Pasul următor este să găsiți o casă funerară locală. Găsirea unei case funerare potrivite nu este adesea ușoară din cauza barierei lingvistice. Pe lângă misiunea germană în străinătate, mai există și organizația Horizon International, dar și compania TransRep International, care vă pot oferi o mână de ajutor în demersurile necesare. Cele două firme de contact s-au specializat în repatriarea corpurilor neînsuflețite din străinătate și care au posibilitatea să vă pună în legătură cu agențiile de pompe funebre. Care sunt cerințele pentru repatrierea din Germania? În loc de o mormântare în străinătate, de obicei rudele defunctului Alex să îngroape decedatul acasă, în țara de origine, în România, iar pentru transferul sicriului în avion trebuie să respectați cerințe special. Și anume, Sicriul trebuie să fie din zinc, cum spuneam mai devreme. Trebuie transportat într-o cutie din lemn, acesta fiind sicriu. iar dacă este necesar, acesta trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de compensare a presiunii aerului. Dacă defunctul a avut o boală contagioasă, corpul trebuie transportat într-un giulgiu îmbibat într-o soluție antiseptică. De asemenea, trebuie să vă puneți în contact și să angajați, după cum am mai spus, o firmă de pompe funebre germane care să transfere corpul fără viață acasă în România, și mai apoi să aștepte urna cu cenușă sau sicriul, după caz, la unul dintre aeroporturile din România. Care sunt actele necesare pentru transferul din Germania în România? Un număr mare de documente sunt de obicei necesare pentru cererea transferului unei rude decedate. Pe lângă certificatul de deces care dovedește fără echivoc decesul, este necesar și un certificat care să ateste că sicriul a fost pregătit în mod corespunzător de către un anteprenor de pompe funebre. De asemenea, poate fi necesar și un certificat de îmbălsămare. În general este necesar un certificat emis de către un medic pentru a se asigura că nu există niciun risc pentru sănătatea celor din jur cauzat de, cop de corpul decedatului. Certificatele de acest tip sunt eliberate de către spital, medicina legală sau departamentul de sănătate. Dacă există indicii de moarte nenaturală, aprobarea pentru transfer trebuie să fie dată de către parchet sau de către judecătorul de, ci de circumscripție. Este și în cazul în care persoana decedată este o persoană necunoscută. Unele birouri externe solicită originalele documentelor importante, iar în unele cazuri o copie este suficientă. O agenție de pompe funebre din Germania are nevoie la rândul ei de următoarele documente: documentele de călătorie originale ale defunctului, adresa de destinație a corpului neînsuflețit, copie după certificatul de naștere în de a pune în sarcină agenția de pompe funebre la locul decesului și de procura de transfer. În unele țări se aplică acordul de la Berlin sau acordul de la Strasburg. Ambele acorduri stabilesc standarde uniforme pentru transportul oamenilor decedați între state. Acestea au în vedere pașaportul multilingv al corpurilor nensuflețite ca o condiție prealabilă pentru transportul acestora. Acest pașaport multiling se, se, solicită și se eliberează de către autoritatea competentă din țară. Pașaportul de transfer în țara de origine al defuncțiilor conține următoarele informații. Informații personale precum nume, prenume, data nașterii, data decesului, cauza decesului, vârsta și mijlocul de transport prin care se realizează transferul, locul de plecare și destinația. VAMA verifică la rândul ei identitatea decedatului pe baza datelor din pașaportul acestuia, iar pentru eliberarea unui certificat de deces, oficiul de stat din țara respectivă solicită următoarele documente. Certificatul de deces, confirmare medicală că transferul este posibil, dovada de la Casa de Pompe Funebre că sicriul a fost pregătit corespunzător pentru efectuarea transferului în țara de origine ale defunctului, iar în, cauza, iar în cazul în care cauza morții este neclară, aprobarea parchetului. Foarte important de știut este și care este durata de transfer. Important, mai ales pentru familie și rudele îndoliate care își așteaptă ființa dragă decedată pentru a o înmormânta așa cum se cuvine. O repatriere depinde de mulți factori pe care nu îi puteți controla. Așadar, poate dura până la câteva zile până când autoritățile germane eliberează documentele importante de transfer. Acestea includ, de exemplu, după cum am mai spus, pașaportul defunctului sau certificatul de deces. Ca și sfat, asigurați-vă că toate documentele sunt scrise în limba engleză și, în mod ideal, ar fi în limba germană. Acest lucru facilitează procesarea într-un timp mai scurt în Germania. Repatrierea este posibilă cu avionul, mașina sau trenul. Transportul cu vaporul nu este întotdeauna o opțiune de luat în calcul din cauza procesului de descompunere a trupului neînsuflețit. Cea mai rapidă opțiune este, de obicei, transferul corpului cu avionul. În cazul cu transferurilor cu trenul trebuie să respectați reglementările privind bagajele. La 12 bani bagajele sunt permise numai dacă acestea pot fi transportate de o persoană. Prin urmare, transportul unui sicriu nu este permis. Puteți planifica repatrierea doar după ce autoritățile au dat aprobarea acesteia. Informațiile de la spital că transferul poate avea loc acum nu sunt suficiente. Pe lângă durata... Transferului din Germania, trebuie să planificați și timpul necesar ridicării corpului neînsuflețit de la punctul de sosire din România. Aceasta depinde de distanța dintre locul de reședință și locul de preluare. Așadar, să facem o recapitulare. Dacă o rudă moare în Germania, trebuie să luați în calcul costuri considerabile referitoare la serviciile casei de pompe funebre, pașaportul corpului neînsuflețit al cărui preț oscilează între 20 și 120 de euro în funcție de landul în care locuiți, de taxele pentru procurarea documentelor, de costurile de transfer ale defunctului din Germania România, de serviciile pompei, de firme de pompe funebre, funerare germane, dar și costurile de înmormântare din România. Deoarece zborul este deseori rezervat în scurt timp și sicriul de zinc este foarte greu, trebuie să vă planificați costuri de aproximativ 4.000 de euro pentru transportul corpului neînsuflețit cu avionul și rețineți că fără o acoperire unei asigurări, costurile transferului le suportați singuri. Ca și sfat, acordați o atenție sporită domeniului asigurării atunci când vă încheiați asigurarea de sănătate internațională. Spre deosebire de transferul unui într-un sicriu, incinerarea la locul morții, adică în Germania, este semnificativ mai ieftină. Este de asemenea un procede util și dacă defunctul dorește oricum o incinerare. În unele țări, urna poate fi predată direct rudelor după incinerare. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să alegeți o metodă de, expa de uh, expediere a urnei cu cenușă umană din Germania spre România, ca de exemplu serviciile de curierat. Ce urmează după ce transportul cu corpul defunctului a ajuns în România, țara de destinație. Pe baza certificatului de deces german trebuie să solicitați un certificat de deces românesc. Odată ce corpul neînsuflețit a fost transferat, puteți în sfârșit planifica o înmormântare cu o firmă de pompe funebre din România. Un alt sfat de luat în considerare este să nu faceți o programare pentru un serviciu de înmormântare până când transferul corpului neînsuflețit din Germania în România nu a fost finalizat. Fără o asigurare de viață adecvată, rudele de defunctului pot suporta ei înșiși costurile de repatriere, costuri care nu sunt deloc de neglijat. De asemenea, la încheierea unei asigurări internaționale de sănătate trebuie să vă asigurați că aceasta acoperă costurile de repatriere în caz de deces. Eu cam atât am avut de spus referitor la acest subiect și tot ce Pot să vă doresc este să nu aveți parte de astfel de necazuri și de evenimente neplăcute în viața dumneavoastră. Eu am fost ca de obicei Cosmin de la Salute Europa TV și vă aștept să fiți prezenți pe canalul meu pentru a fi informați în mod corect despre viața și legile din Germania. Pe data viitoare, numai bine.